Bucureștiul Subiectiv, o emisiune capitală. Bună seara, dragii mei, Bucureștiul Subiectiv, într-o nouă ediție. Am în față o jurnalistă independentă și o traducătoare totodată și nu numai. A studiat și prin Italia și pe la noi prin țară, a inițiat nu știu câte proiecte, dar am cunoscut-o cu ocazia proiectului care probabil vă sună cunoscut, dacă nu ați face foarte bine de acum încolo să-l cunoașteți, Think Outside the Box, da? Este acea platformă online cu tot felul de articole pe care nu le puteți găsi în presa mainstream, să-i spunem așa, sau de larg consum. Nu numai că este jurnalistă, dar este și coordonatoarea acelei echipe și este o persoană foarte implicată în urbe, în general, în ce se întâmplă, în procese de luat decizii la nivel central sau la nivel local, despre viața ei în București sau unde mai exact o să aflăm tot împreună, de la invitata mea, dar totodată aș vrea să spun prietena mea, Andra Mațal. Bine ai venit, Andra! Salutare și după tot intro-ul ăsta simt că am multe responsabilități așa pe umeri. N-ai nicio responsabilitate, dacă vrei bem un cafea și plecăm. Nu, e ok. O să vă spun din casă și o să vă spun că este născută în același loc, aceeași localitate, cu un mare om de stat, Ion Iliescu. Mă urăști? Nu, am depășit de mult pragul ăsta. Vorbim de Oltenița, Călăraș. Bun, am stabilit Obârșia. Când ai venit prima oară la București? În copilărie probabil am venit prima oară la București și pe vremea aia era așa un fel de meca, Oltenița un orășel mic, nu se întâmplă nimic, e ca un fel de stațiune de vacanță și atunci Bucureștiul era așa o navetă spațială. După aia m-am stabilit la București odată cu începutul facultății, adică după terminarea liceului și de atunci a urmat o adaptare graduală. Ce ușor treci tu peste etape. Ce știai despre București înainte să vii și cum a primit familia ta decizia de a te muta în capitală? Decizia de a mă muta la București era destul de firească, atâta vreme cât învățământ universitar nu prea poți să faci. Nu mai puteai să faci la Oltenița, că mai noi și acolo o universitate privată semi-fantomă, dacă nu de-a întregul fantomă, așa că asta era un moment pregătit cumva. De altfel, multe orașe din astea care gravitează în jurul Bucureștiului își trimit progeniturile sau mare parte din ele la București să ducă mai departe. Moștenirea de acasă. Exact. Și prin urmare, partea asta era oarecum asigurată, iar eu nu știam mare lucru despre București, decât așa, ca ocazional turist. Făcusem meditații la București, în clasa 12. O, Doamne, prin urmare, veneai? Păi, și aici o istoria transporturilor puteți să facem. Trenul din Oltenița București era vestit că făcea 3 ore pe o distanță de 60 de kilometri. Poftim! Da, că făcea 3 ore, e ok dacă erau 60 de kilometri, mai era un. Prin urmare, era o înfloritoare industria maxi-taxiurilor. Pre-maxi-taxi era industria autostopului. Acum e ilegal, apropo. E, oarecum, ilegal, tolerat. În principiu, n-ar trebui să iei bani oamenilor pe care îi transporți, dar dacă iei așa benevol, e înțeles, tolerat. Pe bază de donație. Exact, pe bază de donație. Prin urmare, vizitele erau fie cu autostopul, Iamă-nene, fie cu, după aia, cu microbuzele. Și cât făceai cu Iamă-nene? O oră. Găseai greu? Nu, era foarte ușor. Era chiar, aveam niște prieteni pe care îi știam acolo. Bucureștiul Subiectiv. Când ai venit în București? În ce an? Asta e greu de calculat. În 2001? Mm-hmm. Și unde ai stat prima oară? În Cămin. Unde? Cămin studențesc Grozăvești B. În regie, deci. Te rog foarte mult, în Grozăvești erau două tabere. Terminologia este strictă. Da, te rog, corectează-mă. Am aflat și eu că dacă spun că stau în regie, dar de fapt stau în Grozăvești, comit o eroare terminologică. De ce? Pentru că, nu știu ce orgoliu, ăștia din Grozăvești se credeau un pic mai special decât ea din regie. Aici erau ăsta de la universitate, facultățile. Ah, în regie mai mult politehnică. Am înțeles. În fine, am stat în Cămin, care era destul de hardcore pe vremea aia. Adică acum probabil ai putea să chemi diverse organizații să lupte pentru tine. Însă pe atunci doar te adaptai și recunosc că am avut multe de învățat. Acum asta o fire super maleabilă și foarte nepretențioasă. Și foarte adaptabilă. Da. Așa e. Am văzut-o în foarte multe ipostaze, de la proteste, la filme, la cercuri cu prieteni și vă garantez că este o persoană foarte agreabilă. Nu știu de ce ești așa deranjată de laudații în general. Dar
dacă ești... Da, nu știu nici eu. Ce e al tău, e al tău. Îți convine sau nu? Noroc că deocamdată numai de bine zic. Stai că ajungem și la alea de rău. Aștept. Nu cred că e cazul. Te mai țin un pic în prima ta perioadă bucureșteană. Cam care era aria ta de cunoaștere despre București înainte să ajungi? Ce știai tu despre capitală? Ce era în mintea ta? Acolo era accesul, în primul rând, la informații. Asta mi-amintesc. De pildă, aici veneam la librării, îmi cumpăram CD-uri și casete piratate de la tot felul de oameni care stăteau pe la Romană sau pe la Lahovari. Haine, ceva mai cool, le cumpăram de aici cu mari eforturi, dar, într-un fel, recompensa era mult mai mare. Știam, prin urmare, dincolo de accesul la informații, aici era un loc unde se întâmplau evenimente. Asta e, când vii dintr-un oraș foarte mic, contrastul între apatia aia teribilă și pulsul de aici e foarte mare și atunci se duce foarte mult. Mai fusesem la câteva muzee, dar fusesem la Antipa, la Muzeul Satului. E una dintre întrebările standard ale emisiunii, ce anume ai apucat să vezi din București și dacă, în opinia ta, crezi că ai bifat tot. Până în momentul de față? Da. Nu, n-am bifat tot din fericire. În toți anii ăștia am petrecut în București, am stat în diverse cartiere, adică m-am mutat de vreo 10 ori și, prin urmare, de la drumul Taberei la Titan, am avut o plajă, inclusiv la, sau la, nu știu, intercontinental, adică și în centru și mai spre periferie am stat cam peste tot. Și atâta te-ai plimbat până am ieșit învățat. Din București. Așa e, treptat, am luat un pic pe autostradă și m-am dus vreo 30 km mai încolo. Uite, exact despre acest subiect o să vorbim imediat după prima pauză muzicală, un Fallout Boy, Centuries. Bucureștiul subiectiv cu Delia Panait. Ne întoarcem la Bucureștiul subiectiv. Andra Mațal este în continuare cu mine. Spuneam înainte cam să te storc puțin informațional despre cum ai luat decizia. Deci să ne înțelegem, dragii mei. Andra s-a mutat în București, după care, după 14-12 pe acolo ani, a devenit navetistă de București, în sensul în care a dat orașul pe viața la țară, ceea ce în termeni anglofoni numim downshifting. Cum ai decis să locuiești la țară? Acum aproape 2 ani am decis să locuiesc la țară și aș preciza că nu e chiar țară. Așa, adică e Bolintin bine, Vale. Bolintin Vale, sună idilic așa, doar că entitatea asta geografică unde locuiesc e un fel de hibrid între oraș și sat. Acum cu ce vin București? Acum vin cu microbuzul, celebrul microbuz, aș putea să scriu o carte despre el la un moment dat, sau cu prietenul meu cu mașina, eu nu conduc deocamdată, prin urmare sunt copilot. Te simți un pic încorsetată din cauza distanței? Doar uneori e o binecuvântare, alte ori e o pacoste. Să vorbesc mai degrabă de partea când e o pacoste, că așa despre binecuvântări vorbim tot timpul. Eu am senzația de mani invers, dar te rog. Da, și asta e drept, depinde cum pui problema. În fine, e o pacoste atunci când vrei să ai chestii mai neprevăzute, să ai niște acțiuni mai neprevăzute, să ieși și să te plimbi. Când îți uiți ceva acasă, ce faci, Andra? E bine, te responsabilizezi și îți faci o trusă mică. Glumesc aici, dar... Kit de supraviețuire navetistă. Exact, kitul navetistului. Dar dincolo de kitul navetistului, te responsabilizezi. Mai greu e că atunci când vrei să ai ceva mai puțin planificat, ceva mai spontan, trebuie să te organizezi. Prin urmare, o ieșire la bere e o excursie. O vizită la prieteni e o excursie. Și, prin urmare, asta e partea puțin constrângătoare, fiindcă dacă vin cu microbuzul, atunci eu sunt determinată de programul. De programul lor. Să știți că a scris deja despre această experiență chiar pe totb.ro și găsiți un articol de-al ei chiar pe această temă despre ce a însemnat această perioadă de 2 ani de zile de afară din București. Dar tu lucrezi în București. Eu lucrez de acasă. Așa. Și fiindcă am un job care depinde aproape exclusiv de internet, sunt foarte mobil, adică pot să lucrez cam de oriunde. E internet de foarte mare viteză. Sara, știm așa. Că stăm foarte bine la conectivitate. Stăm bine, slavă Domnului că e internet, că altfel chiar n-aș fi putut să lucrez. Și atunci fac naveta spre București în scopuri profesionale de câteva ori pe săptămână, când îmi concentrez ceva mai atent lucrurile pe care agenda. Am de făcut. Exact. Tot în legătură cu acest aspect al distanței, tu acum ești proprietară? Acolo? Nu, nu sunt nici aici proprietară, nicăieri nu sunt proprietară. Este... Buletin? Ce scrie pe buletinul tău? În buletinul meu scrie aceeași adresă originară, Oltenița. Da, nu, uite, vezi, sunt eu mai aventurieră și mai mobilă, dar în acte sunt foarte staționare. Bucureștiul subiectiv la Gold FM.
astăzi Andra Mațal. Știu, pe de altă parte, că traseul tău educațional și profesional a trecut un pic și prin Italia, pe la Perugia. De ce te-ai întors? Se întâmpla în 2006-2007, eu am fost acolo la un masterat de antropologie, a doua parte a masteratului de antropologie. Prima parte ai făcut-o aici, la SNSPA. Exact. Și Italia e chiar o țară Photoshop minunată în care ai putea să te imaginezi trăind la nesfârșit, mm-hmm, până la adânci bătrâneți. Perugia, cu atât mai mult, era o zonă din asta cu mulți stângiști, socialiști, ceva mai prietenoși cu imigranții. Și oricum, fiind acolo o universitate pentru străini, erau foarte obișnuiți să aibă... Era un mediu cosmopolit. Exact. Și am cochetat cu gândul ăsta o vreme, doar că acolo aș fi fost nevoită să fac joburi care nu răspândeau neapărat... aspirațiilor sau nevoilor mele, într-un fel. Și apoi tu ești chiar într-o strânsă conexiune cu limba tocmai română. Acolo am reușit să folosesc limba, că am învățat să-mi italian destul de bine, am făcut niște traduceri, dar tot nu era. Și am vândut la niște târguri zootehnice cărți, totuși. Am vândut cărți, vezi? Intelectuale și la zootehnie. Și asta a fost principalul motiv, că acolo n-aș fi putut să mă întrețin decât făcând niște joburi care nu mi-erau neapărat pe plac și chiar simțeam că asta e o parte importantă și că ar trebui să o las să se dezvolte în România, dacă asta o să fie. Am să citez un keyword de-al tău, un cuvânt cheie, importanță. Cât de important e pentru tine că ai studiat sau, mă rog, ai locuit acum atâta timp în București? Te-a marcat? În ce fel te-a marcat? În multe feluri. În primul rând, în general, cred că oricine locuiește timp relativ îndelungat în București dezvoltă un fel de reziliență. După aia, viața în multe alte orașe e foarte ușoară, într-un fel. E ca un test, din multe puncte de vedere. Un test al nervilor, al răbdării. București e un fel de orașul pe care iubim să-l urâm, într-un fel. Și atunci am împrumutat și eu, am trecut prin toate etapele astea. Însă, de la distanță, de pildă acum, de când locuiești, mi se pare un oraș grozav. Când nu mai locuiești în el și nu te... unghiul. Da, tocmai, când nu locuiești constant în el și doar îl vezi ocazional, tinzi să-i vezi mai degrabă punctele bune. Însă, dincolo de faptul că Bucureștiul mi-a dezvoltat chiar reziliența asta, a fost un hub în care am întâlnit foarte mulți oameni extraordinari din foarte multe zone, nu doar din România, ci și din alte țări. Angrenează o rețea de oameni care fac lucruri, mulți dintre ei cu resurse minimale, pentru că acolo mi se pare că sunt zonele cele mai vii. Bucureștiul subiectiv la Gold FM. Tu trăiești într-o piață plină de independenți. Oh, da. Adică de oameni antisistem, da. De oameni nu tocmai integrați în normele sociale cu care, nu știu, din fericire, din păcate, unii dintre noi sunt obișnuiți. Dar cu atât mai mult, aceasta este de fapt experiența pe care aș vrea să o dăm voie, să o exploatez astăzi puțin. Și să-mi spui cum stă Bucureștiul la capitolul acesta underground, să spunem, locuri hipsterești, da, că e un termen la modă. De unde vin oamenii ăștia? Cum trăiesc? Unde se văd? Aș începe un pic cu un mic excurs. Te rog. Faptul că acum, de pildă, când ai spus cuvântul underground, mi-am dat seama că eu nu mai văd așa mult underground. Pe când acum vreo 8 ani, așa, atunci am asistat la ceea ce s-ar fi numit underground. De oameni care ocupau case într-un fel de squatting și făceau galerii de artă, petreceri, muteau cumva procesul ăsta artistic și creativ în case, în spații non-instituționalizate. Și, de fapt, asta mi se pare că ar fi o transformare foarte importantă în ultima vreme. Pe de o parte, determinată de precaritate, pentru că mulți din oamenii ăștia creativi, dar ne integrați în sistem. Prin propria voință, în cele mai multe cazuri. Undeva la mijloc, prin propria voință, dar și prin faptul că sistemul e foarte... Defectuos în raport cu și dorințele și așteptările lor, da. Prin urmare, asta e o reacție de respingere și, mă rog, ești nevoit să faci pe cont propriu pentru că nu ai prea mult alte resurse. Și asta spun că în ultimii ani, spațiile creative s-au dus mult spre spații domestice. Anul trecut, de pildă, a fost Noaptea Caselor, care au fost peste 10 case, însemnând case proiect, nu doar un spațiu de locuit, ci și un spațiu de co-lucrat, Homefest, co-creat. Parcă s-a numit, nu? Noaptea a mai existat caselor. Un festival atunci similar în care se întâmplau acte artistice în case, în sufragerii. Mă rog, astea sunt case proiect în care, nu știu, casa jurnalistului care adună o comunitate de jurnaliști, casa scrie despre tine, unde se întâmplă proiecte de dramaturgie, porri de la experiențele personale, Home Mătăsari, unde iarăși tot felul de evenimente legate de societate civilă și așa mai departe. Prin urmare, oamenii tineri
repet, foarte loviți de precaritate și mulți dintre ei bătându-se la limita subzistenței, dar cu toate astea compensând poate prin creativitate și prin output, și-au creat propriile oaze. Nu știu ce se întâmplă în afara, foarte mult în afara acestor rețele, adică pe partea de distracție, entertainment, sunt câteva locuri de astea, Meca, nu știu, Control, alte puncte de astea, noduri în rețea pe care eu nu prea le-am frecventat în ultima vreme, dar aud că înfloresc. Bucureștiul subiectiv. Mă uit pe playlist și nu degeaba am ales un Lana Del Rey cu Video Games, pentru că o să vorbim puțin, după ce ne întoarcem din mica pauză muzicală, o să vorbim puțin de expertiza ta ca antropologă. Ai studiat, dacă nu mă înșel, chiar zona gamerilor. Mă înșel? Nu te înșeli, doar că nu mi-aș atribui așa un rol de antropolog. De pildă, cercetarea mea n-a fost finalizată, am apucat să muncesc și prin urmare am lăsat partea academică deoparte, iar cercetarea mea despre gamer s-a redus mai degrabă la observație și empiric. Bun și așa, de ce nu? Da, e pentru mine clar. Bucureștiul subiectiv cu Delia Panait. Andra, înainte cu câteva minute, ai spus că ai lăsat academicul deoparte, dar totodată informația reieșită din observația ta a rămas la tine, bănuiesc. O ai. Cum ai spune că e lumea videogamerilor? În primul rând, ce m-a interesat pe mine nu era până o comunitate închisă de nișă cu regulile ei, ci mai degrabă împărtășirea jocului video, așa, care acum e din ce în ce mai portabil, de către oameni foarte diferiți între ei și de ce oamenii continuă să joace chiar și la vârsta pe care alții spun că jocul ar trebui să fie lăsat de mult în urmă. De pildă, acum, dacă mergi cu metrou, oameni foarte de la 40-50 de ani, femei cu copii, muncitori, joacă Candy Crushers. Așa. Care nu e un videogame, e o chestie mult mai simplă, dar în continuare apasă pe impulsul aludic al indivizilor. Corect. Și pe mine asta mă interesa mai degrabă, de ce se joacă oamenii și cum le afectează asta viața, pentru că există o grămadă de obișnuințe legate de practica jocurilor care creează un spirit de comunitate. Oamenii, fiindcă participă la aceleași misiuni online, mm-hmm, care sunt de multe ori foarte complexe, ajung să împărtășească anumite tipuri de valori. Bine, în România, din fericire, nu s-a ajuns la o extremă așa cum se întâmplă de pildă în Asia, unde realitatea virtuală tinde să înlocuiască să o bată pe cea realitatea concretă. Da. Însă, chiar nu mă consider un expert în zona asta, ci pur și simplu mi se pare un teren foarte ofertant de a observa de ce anume din proiecțiile oamenilor îi aduce în fața ecranului. Ce se întâmplă atunci când în subconștient, în proiecții, când ajung să fie un erou care împușcă, care se bate cu toată lumea, ce anume reprimat își găsește acolo terenul de expresie. Și da, poate într-o zi, sper eu, până la pensie, să apuc și să studiez ceva mai temeinic. Bucureștiul subiectiv. Ajung acum din nou în Bucureștiul tău de data asta. Circuli cu transportul în comun în București atâta timp cât nu ai mașină? Circul cu transportul în comun și când e cald, cu bicicleta. Cu bicicleta? Vii de acolo, din Bolintin, cu bicicleta? Mă rog, nu, asta nu prea pot să fac. La anul sper să-mi iau o bicicletă foarte bună și să găsesc un loc unde să o pot parca fără frica de a nu o mai găsi. Aha, ai pățit-o? De 3 ori, așa wow. Că, da, se pare că am un magnet. Revenind la întrebarea ta cu transportul în comun, n-aș fi cea mai critică cu felul în care circul eu pe rutele mele, circul foarte mult cu metrou, care vine destul de des și, prin urmare, e rezonabil. Problema este că Bucureștiul nu e conectat foarte, cum să zic, foarte complex. Are câteva rute foarte bine stabilite, însă sunt foarte multe zone în care trebuie să faci o dită mai echilibristică, să schimbi nu știu câte mijloace de transport. Da. Prin urmare, eu visez că la un moment dat se vor întâmpla schimbări de genul celor de care citeam zile trecute în multe orașe ale lumii, în care municipalitatea începe să descurajeze mașinile foarte mult și să facă loc, cum e așa, pietonului, să-i dăm pietonului cei al lui, adică strada, și prin asta să creeze infrastructuri de transport eficiente și piste de biciclete. Și siguranță stradală. Exact. Pentru toți participanții, de la animale la femei. Bucureștiul subiectiv la Gold FM. Astăzi, Andra Mațal. Cum ți se pare orașul? Ție, când vii, îți place sau nu-ți place? Depinde în primul rând de stare, că dacă sunt eu într-o stare proastă, orașul mi se pare oribil, dacă sunt într-o stare bună, wow, ce minunat. În primul rând îmi place
printr-un factor meteorologic, asta e o constantă. Când de pildă plouă sau este ninsoare, orașul are șanse majore să nu-mi placă din cauza faptului că devine un quest ca în jocuri, mm-hmm, să treci dintr-o parte în alta, să sări pe un munte de un sloi din ăla zăpadă murdară. Da, pe astea le cunoaște. Mm-hmm. Prin urmare, dincolo de partea asta, care nu ține neapărat de orașul în sine, ci de cum a ajuns el să fie tratat. Îmi place mult orașul primăvara și vara, mm-hmm, pentru că primăvara îmi place că se trezește totul la viață, îți dai seama că au mai supraviețuit niște oaze de verdeață pe unde n-au mai construit ăștia blocuri sau cine știe ce mall-uri. Un alt subiect cu care te-ai preocupat o bună perioadă de timp, tot ce înseamnă lupta, pentru că e o luptă, chiar dacă e de cuvinte și de condei, lupta cu deciziile autorităților, deciziile aberante ale autorităților, fie ele locale. Da, un domeniu în care poți să-ți pierzi mințile, ți se părându-se că e complet lipsit de sens ceea ce faci încercând să critici, dar... S-a rezolvat ceva în cei 10-11 ani pe care ai petrecut aici în București? O problemă pe care ai semnalat-o, despre care ai scris și acum este rezolvată? Nu, lucruri din astea cu autoritățile prea puțin. Adică nici n-am făcut demersuri așa cum fac mulți activiști. Deși ești o susținătoare, doar că e un activism liric. Un activist liric. Ca să fii activist și mai ales cum sunt grupurile civice legate strict de munca cu autoritățile și cu administrația unui oraș, acolo chiar îți trebuie un al optulea simț. Un fel de ultra răbdare. Un fel de ultra răbdare și un ultra simț diplomatic ca să poți rezista. Sunt multe exemple de genul ăsta. Însă, apropo de se rezolvă lucruri mici, dar care sper, vor fi din ce în ce mai mari, pentru că sunt tot felul de oameni care încep să învețe, oameni din generațiile noastre, care încep să învețe că pot schimba, că gesturile lor pot schimba mici lucruri, fie că e vorba de împiedicarea betonării unui parc, uh-huh, sau că e vorba de amenajarea unei spațiu de, nu știu, de joacă sau un spațiu de comunitate, cum de pildă se întâmplă în drumul taberei, unde după ani și ani locuitorii au reușit să convingă primăria să le redea cinema favorit unde să se întâlnească acea comunitate și să nu mai fie toți constrânși să se ducă noi așa la mall. Da, ce frumos, ce spațiu urban este mall-ul. E aproape o grădină zoologică. Bucureștiul subiectiv la Gold FM. Despre spațiul urban care nu mai aparține oamenilor. Pe de altă parte, dacă oamenii l-ar deține, da? Vorbim vorbe acum, e adevărat, dar așa se și creează mentalități sau se demontează mentalități. Dar odată ce oamenii, să spunem că ar relua spațiile urbane, crezi că le-ar gestiona mai bine și mai corect? Adică vezi o responsabilitate din partea oamenilor cu privire la spațiul comun? Asta e o întrebare complicată. Dacă mâine l-ar relua, ar fi un haos, sunt convinsă. Însă, dacă ar fi eforturi susținute din multe zone, inclusiv al, nu știu, zonele oficiale, cum se cheamă, societatea civilă, educație, mm-hmm, ca omul să înțeleagă că are un rol ceva mai mare decât a merge pe traseul lui și să, mm-hmm, nu se uita în stânga și în dreapta, cred că atunci ar putea să se responsabilizeze și, până la urmă, dacă nu îi dai putere și nu îl investești cu responsabilitate, s-ar putea să credem că nu va fi cine niciodată în stare. Cine puterea teoretic e mâna noastră. Teoretic. Așa e, da, însă dacă nu se creează contextul, omul e deja prins în supraviețuirea lui, în lupta, mm-hmm, cu jobul de fiecare zi, e stresat. După încheierea programului, cu siguranță nu va face el o inițiativă majoră prin care să reclaim power to the citizens. Dar dacă lucrurile astea ar presupune un efort în dublu sens, de la cetățeni și de la asupritorii cetățenilor, atunci cred că ar putea să colaboreze mai bine. Însă pentru noi, momentan, e un fel de, nu e un dialog între municipalitate și cetățean, e un fel de cotonogeală. Și abia când o să depășim, cred eu, nivelul ăsta, o să ajungem la cetățeanul 2.0 și primăria 0.5. Da, 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 cum? 2.0. Mai punem niște băieți de onoare. Îi știi, YouTube, NAM. Bucureștiul subiectiv cu Delia Panait. Uite că se apropie finalul emisiunii și n-am apucat să te întreb mai nimic cu privire la, nu știu, te simți un pic distanțată la propriu și la figurat de București, la propriu ești, dar la figurat?
Nu, absolut deloc. Adică în continuare mă simt mult mai bucureștean că adoptiv, adoptată chiar, decât țărancă. Însă nu e vorba că nu mai cunosc și nu mă simt absolut deloc presată, pentru că în continuare îl frecventez destul de mult, chiar dacă ceva mai selectiv, și de la distanță. Bucureștiul subiectiv la Gold FM. Astăzi, Andra Mațal. Toată lumea care trece pe aici face asta și de regulă este cea mai bună explicație a raportului cu orașul. Cum sună pentru tine Bucureștiul? Sună trafic. A, clar, clasic. Asta, da, foarte rar locuind în zone din astea mai izolate și, mă rog, mai ferite, că nu erau chiar izolate, de pildă prin zona armenească, acolo nu auzeam traficul. Însă, în aproape toate locurile în care am stat, traficul. Când deschizi geamul dimineața și se aude Bucureștiul, e așa sună. A, bun, ai și spus că există totuși zone unde poți să te izolezi fonic, cel puțin. Ai dat un exemplu, armenească. Bucureștiul subiectiv. Ce gust are? Are gust de gogoș. Acum, nu știu, habar n-am, nu mă trage la răspundere pentru asta. Asta a venit în minte, ce asocierii libere. Cred că mi-aduc aminte de niște plimbări din astea prin parcuri. Nu știu dacă neapărat mâncam gogoș, dar cel puțin așa îmi sună acum. Altor miroase, altor are gust de șaorma. Atunci când nu-mi place, Bucureștiul are gust de șaorma cu de toate proastă. Cel puțin acum e în zona gusturilor care nu îmi repugnă. Bucureștiul subiectiv. A ce miroase? E, aici aș putea să fiu puțin mai nuanțată, pentru că miroase în zone diferite, chestii diferite. În centru miroase a McDonald's, dacă roman, Unirii, oriunde treci, este a un carne vânt. Carne de plastic. Un vânt, nu a carne de plastic, vine de la aerisirile fast food-urilor și un aer încins, ca din deșert, doar că miroase a ulei încins. Acum câțiva ani mirosea fornetii foarte des, centrul orașului. Ai mare dreptate, așa e. Și mai miroase a fum, tot de la mașini, în zonele centrale, însă primăvara miroase a tei, asalcă, mi parcă nu mi-amintesc că facă. Și în mall miroase a parfum, pentru că eu chiar insist că mall-urile ar trebui luate foarte mult în serios, că acolo sunt concentrații uriașe de oameni. Ai impresia că orașul la suprafață e pustiu, dar dacă intri în alveolele astea, acolo vezi că e furnicare. Da, și asta arată foarte clar că oamenii nu au ce face în afara lor, că în aer liber. În aer liber. Tot a fost concentrat acolo și acolo miroase tot timpul a parfum. Bucureștiul subiectiv. L-a palpat? E un zid din ăla scorojit, de pe o clădire minunată, care e lăsată în paragină sau care pur și simplu a fost uitată undeva și e un pic umed, un pic rugos și de obicei îi se coșesc straturi de pe el. Bucureștiul subiectiv. Crezi că e un loc prielnic pentru a crește copii? Nu. Asta nu prea mi se pare. N-am experiență directă. Nu, te însă întreb. Nu mi se pare, pentru că spațiile în care ar trebui ca un copil să se poată simți în siguranță, chiar și dacă nu stai cu ochii pe el 100%, sunt aproape inexistente. Sunt foarte puține parcuri, foarte puține locuri de joacă și foarte puține destinații publice, de utilitate publică, unde copilul ar putea să învețe lucruri. Bine, nu o să fac acum apologia cercului pionierului, însă cu siguranță în lipsa altora devine etalon totuși. Și postea de model de spațiu cooperativ pentru copii, unde să învețe tot felul de abilități și joculețe și de asta lipsește. Bine, dacă trebuie să-ți duci copilul la karate, la pian, asta separat, mă rog. Nu, dar pur și simplu să-ți ofere orașul lucrurile astea, nu prea se întâmplă. Bucureștiul subiectiv la Gold FM. Astăzi, Andra Mațal. Ai spune că ești o bună cunoscătoare a orașului, adică știi orașul ăsta? Unele zone lipsesc complet de pe harta mea, pentru că nu le-am frecventat foarte mult, însă, nu știu, București Noi, de pildă, nu știu nimic despre zona aia în București pe care nu l-am frecventat. Nu știu, zona din Rahova, nu o cunosc, pentru că nici n-am locuit, nici n-am ajuns acolo. Însă restul zonelor, care sunt destul de numeroase, cred că le cunosc destul de bine și uneori mi se spune că sunt ca un GPS, de pildă, dacă sunt copilot, pentru că știu destul de bine strătuțele, străzile. Bucureștiul subiectiv. Nu contează cum, dacă ai putea dobândi în vreun fel un imobil din acest oraș, care ar fi și unde ar fi?
nu știu exact care ar fi, dar ar fi cu siguranță dintr-o insulă de case vechi, conservate din Bucureștiul ăla vechi, care e ascuns de cele mai multe ori de cortină de blocuri. Fiindcă am locuit un an în Armănească, ar fi printre opțiuni, însă sunt numeroase altele, de la Piața Gemen, de pildă, pe state, pe străduțe, sunt o mulțime de case minunate, uitate. În Cotroceni. Bine, în Cotroceni e puțin cam poș pentru gustul meu, însă sunt niște case pe care, dacă mi le-ar oferi cineva, nu aș ezita să le primesc. Cred că Star Sailors ar potrivi acum. Four to the floor. Bucureștiul subiectiv. Nu-mi dau seama când am ajuns la final, Andra. Te mai supun testului suprem al emisiunii. E foarte greu, îți spun, să definești Bucureștiul într-un singur cuvânt. Junglă. A venit. Nu știu să-i fac. Poate că dacă stau să mă gândesc, o să mă tot în asta, dar a venit junglă. Pentru că tu ai menționat că e un hub, e un loc unde se adună din ce în ce mai mulți străini, pentru că interacționezi cu oameni care vin în țară atunci când vin. Unde îi duci? Ce le arăți? S-a întâmplat destul de rar să fac asta, de fapt. Da. Însă, de obicei, îi duc în locuri unde se cunoască alți oameni. Aha. Mi se pare că asta e resursa principală a Bucureștiului. Și, de fapt, și din discuțiile cu oamenii pe care i-am introdus altor oameni, Bucureștiul prin asta impresionează foarte tare, prin oameni. Prin oameni. Și atunci încerc să-i duc, nu știu, în locurile astea unde se întâmplă, mă rog, ai în funcție traseu? Și de profil, nu, n-am niciun traseu. Însă aș recomanda oamenilor să vadă Bucureștiul așa cum l-am văzut eu prin intermediul altor ghizi, de la Interesting Times Bureau, unde poți să faci tururi ghidate mai atipice. Poți să vezi Bucureștiul comunist. Tematic. Și, da, exact. Și să-ți povestească cineva care tematice. Este asta. Iar eu am rămas impresionată de un ghid al, mă rog, un tur al Bucureștiului în ruine. Beautiful Decay se numea cu turul. Hai să-l și traducem. Decădere frumoasă. O frumoasă decădere, da. Și descoperi că treci zi de zi pe lângă niște clădiri care sunt abandonate, dar care au niște istorii grozave. Și, prin urmare, tururile astea le-aș recomand. Bucureștiul subiectiv la Gold FM. Astăzi, Andra Mațal. Hai să-ți reproșezi ceva în legătură cu propria ta contribuție la acest oraș? Ai fi putut să faci ceva și n-ai făcut? Cu siguranță. Cu siguranță vorbesc mai mult decât fac, așa cum cred că facem cei ești mai mulți un om al cuvintelor, e normal să faci asta. Da, și asta e cu dus și întors. Uneori, adică depinde de cât de deznădăjduit ești în ceea ce faci și uneori ai impresia că ceea ce spui, ceea ce scrii chiar servește la ceva, alteori ți se pare că e o deșertăciune. Aș putea să-mi reproșez că n-am fost ceva mai implicată. Că nu m-am dus la primărie să mă leg cu lanțul ca să obțin un loc de parcare sau, nu știu, ca să am unde să-mi pun bicicleta. Însă ceva, da, un singur lucru de fapt pot să-mi reproșez, dar pe care încerc să-l corectez, e faptul că n-am fost mai atentă la oamenii nimănui care stau peste tot, pe care îi vedem sau nu îi vedem în jur. Că am trecut ani întregi pe lângă oameni care cerșau, oameni ai străzii care deja deveniseră personaje pentru locurile unde stăteau și foarte rar sau în primii ani de București aproape deloc nu am interacționat cu ei. Și dacă aș lua-o de la capăt, mi-ar plăcea să fiu ceva mai prietenoasă. Acum sunt ceva mai prietenoasă, în primul rând, cu cauza lor. Încerc să te atrag atenția că oamenii ăștia, că deși sunt în fața ochilor noștri, sunt invizibili și că nu sunt niște... monștri. Nu sunt niște monștri, cu siguranță, și mai mult că sunt niște oameni absolut obișnuiți. Și cu fiecare ocazie pe care o am, când am un surplus, încerc să-l împărtășesc cu aia care n-au... de niciun fel. În primul rând să vorbim, adică să nu ignorăm. Să nu ignorăm atunci când, și când cer o țigară sau să un leu. Frumos. Exact. Bucureștiul subiectiv. Ai zice că Bucureștiul e un oraș scump? E un oraș scump pentru mulți care au joburi ale căror salarii nu sunt tocmai în regulă. Deci în raport cu posibilitățile pe care ți le oferă piața de muncă în România, poate să fie un oraș scump. După ce vii de la Viena sau din Copenhaga, îți vine să pupi Bucureștiul pentru că îți dai seama că e minunat. Da. Poți să te susții. Dar, din nou, depinde. Pentru mine, uneori e scump, altor nu e scump, dar depinde. Cred că îți oferă destul de multe variante cât să-ți potrivești bugetul cu nevoile. Te mai întorci vreodată în București? Nu e exclus.
Deocamdată n-am un plan asta, însă nici nu e o despărțire din aia în care nu mai vrei să-ți vezi partenerul niciodată și ștergi numărul de telefon și tot. Zi-mi la ce mai lucrezi acum. Acum am o misiune foarte grea și anume să găsesc finanțare pentru Think Outside the Box, www.tb.ro, publicație a cărui coordonator sunt de 4 ani și ceva. Și încercăm tot felul de variante alături de colegii mei să ținem publicația asta în picioare și chiar să o dezvoltăm. Avem noi acest gând îndrăzneț. E o misiune foarte dificilă. Presa în România se face cum se face și presa independentă e un fel de experiment. Adică noi acum testăm să vedem exact ce am observat putem. Un fel de solidarizare între jurnaliștii independenți. E scump cuvântul în București? Cuvântul e gratis momentan. Aha. Asta e de fapt o problemă. Că sunt foarte multe cuvinte, e greu să le discern între ele, iar cuvintele care pentru mine au sens să fie citite și care aduc ceva în plus față de logoree și opiniomanie, se zbat la aceeași limită a subsistenței de care povesteam mai devreme. Și bine, asta pe de-o parte... vine cu prețul independenței, nu? Dar, pe de altă parte, cred că ar trebui să fie un pretext bun de discuție pentru căutarea unor soluții sustenabile, că ăsta e un cuvânt pe care îl văd în toate prezentările posibile, dar el lipsește cu desăvârșire în realitate. Deci, cred că, dincolo de solidaritatea asta pe care o avem în diferite conjuncturi, cei din presa independentă, ar trebui să ne gândim un pic ceva mai coagulat la ce putem face pentru a ne concentra mai degrabă pe meseria noastră de și scris, nu pe munca de produs de și nu pe munca de management și de... Într-adevăr, toți trebuie să facem asta astăzi, suntem un pic manager, un pic antreprenor, un pic de toate, însă pe pielea mea constat că mă îndepărtează din ce în ce mai mult de și, meserie. Da, de meserie și mie e un vampir de resurse. De resurse. Da. Bucureștiul subiectiv cu Delia Panait. Câți unici vizitatori și utilizatori aveți? Minim 10.000 de oameni care ne citesc pe zi. Le mulțumim și o să fim acolo. La cât mai mulți înainte nu se pot face donații? Pay per content, adică să plătești pentru conținut? Bineînțeles, dincolo de sponsor, care e o versiune, acum ne-am făcut o asociație, suntem o organizație neguvernamentală, doritorii, non-profit, deci. Non-profit, putem primi donații de 2% de la persoane fizice, de 20% de la companii și o să lansăm o campanie de crowdfunding, care se pare că e o soluție cel puțin temporară, la care apelează din ce în ce mai mulți actori culturali independenți, pentru că e mult mai ușor și de încredere, într-un fel, să ajungi la public decât să petreci timp nemăsurat în căutarea unor oameni ale căror interese trebuie să le servești ca să poți să primești niște bani. Bucureștiul subiectiv. Ai să ne recomanzi o carte sau un articol care te-a impresionat în legătură cu Bucureștiul sau o povestioară legată de București? Mă rog, scriitorul numărul 1 pe care eu îl asociez cu Bucureștiul e clar Mircea Cărtărescu, pentru că a scris cărțile alea minunate în care poți să le citești. În mansardă la romană, știe toată lumea. În mansardă la romană, dar în fine, despre cartierele de blocuri, care, da, grație cărților lui, devin... un mister pe care chiar vrei să-l explorezi. Însă aș recomanda cartea lui Mihai Udrețescu, Uranus Park, despre versiunea prozaică a pieței de arhitectură și pieței de imobiliare din București. El, fiind arhitect, a scris această carte despre ceea ce se întâmplă prin semnări de contracte, prin interese imobiliare și despre cum învelișul orașului și ceea ce noi vedem în jur stă de fapt pe o piramidă de interese și hărțoage. Bucureștiul subiectiv la Gold FM. Înainte să ne despărțim, o ultimă întrebare. Comparativ, o zi Bolintin Vale versus o zi București, ce alegi? Nu știu dacă aș putea să le aleg așa, că sunt zile și zile. Doar că eu am norocul că pot să-mi petrec ziua începută la Bolintin Vale și terminată la București. Că sunt destul de aproape și atunci pot să încep dimineața în grădină și să o termin seara cu niște prieteni bine în București. Bine că ești tu descurcărață. Și le ai pe toate. Și grădină. Întâmplare face, nu am niciun merit în toată asta. Mulțumesc încă o dată, Andra. La cât mai multe cuvinte libere. Mulțumesc foarte mult, Delia, pentru
invitație și laudați-o continuu. Cu mare drag, cu mare drag. Ei, nu eu l-am făcut, sunt acțiunile tale, sunt faptele tale, eu n-am făcut decât să le rostesc. Mulțumesc încă o dată, pe voi vă aștept ca de regulă pe pagina de Facebook, un subscribe pe YouTube, dacă vreți să ascultați alte ediții sau să o reascultați pe aceasta cu Andra mai întihnă. Noi să ne auzim cu bine săptămâna viitoare, până atunci